Hey. Live. Problema cu live. Așa se simte live-ul? Așa se simte. Așa se simte live-ul. Nice. Dar nu e ca și cum n-ai mai făcut live. Am mai făcut live. Dar deci nu așa. Live Mirica, Tudor, eu. Problema este următoarea. Se vor discuta chestiuni la care, bineînțeles, primul meu impuls este să zic măscări. Da. Eu nu știu dacă pot să zic neapărat măscări, că avem cu Conet în public, sunt niște doamne în public, nu prea așa, și o potențială colegă. În publicul foarte live. În publicul foarte live. Că și aici la câțiva de față, metri live. La câțiva metri. Sunt mame venite în vizită de lucru și eu am, adică la aia cu OZN-urile am măscări pregătite, da, cumva mental. Eu vreau cu... Azi e Sfântul Teodor. De da, da. Cum arată zoofilia la civilizațiile extraterestre? Adică eu deja e ziua mea de nume, nu știam. Mi-a dat un prieten care a descoperit credința recent sau o caută. Și mi-a dat la mulți ani. Habar n-aveam, nu știam nici eu, nu știam nici mama, nu știam nici tata. Mama a venit, că s-a prins că e cazul. A venit, mi-a adus un cadou repede aici. Ce deci, da, e Sfântul Teodor. Dar tu ești Teodor sau Tudor? E ca, da, prin extensie se sărbătoște și Tudor. Prin extensie. Sunt sigur că există deci ziua ta prin Sfântul extensie. Tudor. Ce, trebuie să... Nu? Nu cred. Nu? La mulți ani tuturor celor care astăzi poartă numele de extensie. Da. Exact. Și cu asta am început. Bun. Și am început și suntem live. Să trebuia să mă uiți și pe comentarii. Stai să văd cât mi se pare foarte... Foarte tare ideea de... 37 de persoane. 47. Dragonașul. Damn! Se pare foarte tare ideea de live și nimic nu te face mai engaged decât și mie o chestie live. Mult. Bine, tu știi mai știu că, nu știu mai bine, că știu că, asta ziceam și la Gojira mai devreme, că când eram, atunci când eram în pandemie, stăteam în casă și căutam live-uri pe YouTube sau Facebook, nu neapărat în chestiuni care mă interesau, dar doar pentru că se întâmplau atunci, acum și părea că fac parte din trei și eu cu... Să te conectezi. Da, exact, exact. Sicore 1, 2, 3. Bum, bap, salutare, Dez, ne trimite o salut, mână. Salut, salut. Diz. Nu cred că e Diz Nuts. Oare e Diz Nuts? Trupă de punk foarte bună, Diz Nuts. AK47, salutare. Bai cu Mihai Cristian, salutare, suntem 102 deja, LCN Live. Bun. Hai să vedem să intrăm. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Bagă un subiect, Băbăieș. Care vrei tu. Da. Bagă pe ăla, ce am trimis eu ultimul, ăsta. Bă, frate, fiți atenți aici. Deci pe site-ul de presă Mediafax, la rubrica, să zic așa, publicitate, se promova High Performance Multi-Mission Radar. Deci printre... Unghii, dă mai jos, că e și acolo în iPhone. Ce să mă, e radar pentru rachete? Pe Mediafax, într-un articol, da, se promova radar pentru rachete și nu înțeleg de ce s-ar promova... Deci nou Hyundai Ioniq în leasing. Exact, radar și pentru rachete. Și am dat și click să văd și era chiar radar pentru rachete. Bă, în sfârșit are sens programul ăsta guvernamental, de vorbeam de el cu tine, că nu înțeleg de ce a apărut acum, cum e prima casă, dacă ești căsătorit și nu știu ce. Primul radar. Să e radar în leasing. Pentru că da, nu merge, mi se pare că oricum eu dacă aș fi șofer de rachetă, mi-aș pune niște CD-uri în geam ca să blochez radarul. N-are niciun sens. Da, frate, deci nu înțeleg cum a intrat acest pe ad-uri. Dar cine face ad-uri în speranța ce că o să le vadă Zelenski sau o să le vadă aia care au nevoie de radar? Adică sunt niște afgani care stau... Bă, eu cred că Zelenski cu băieții pe-n Kiev stau să gândesc acum... Nastia! Ia mai intră pe Mediafax, bă, să vedem, da, cât vezi, mai s-a mai postat radar ceva? Da. Schimbă cu iPhone 4. Deci plus că dacă livrează Emagul și ai Genius, îl livrează în aceea zi, că pe mine asta mă interesează. Îl găsești la box acolo, la smart box, ți-l dă pe bucăți. Exact. Mai multe cutii, toate cutiile sale tare. La Easy Box-ul ăla? La Easy Box, da. Avem asta a fost așa, ca un preambul, că uitați-mi să o trimit. Hai să vedem celelalte subiecte. O escrocherie recurentă se întâmplă odată la niște ani, ca Olimpiada, deci vine ca Olimpiada odată la vreo 4 ani. Se vând proprietăți, ori apartamente. Unii au făcut un bloc pe sistemul ăsta, deci da, mă, știu și au eu făcut de un bloc, da, și în loc să racordeze blocul la apă și la gaz, au racordat la niște butelii de gaz îngropate și la apă, la niște bidoane de apă, ca să curgă un pic cât să vadă clientul. Bă, dar nu-i frecușul foarte mare să faci chestia asta? Adică ba, stai da, să îngropi. Și fii atent că noi suntem iarna acum.
să îngropi în pământ înghețat butelii. Bă, nu scap mai ieftin ca timp investit, pur și simplu. Să tracordezi dracu casa aia la gaze. Nu. Metri de țeavă sunt mai scurți, cred, sau presupune un efort mai mic. Financiar. Eu cred că e și elementul de lene sau de a încerca să fentezi un pic orice se întâmplă. Ceea ce e mai greu. Ai observat, nu știu dacă ați avut jobul. Eu am avut jobul la birou și mai greu decât să muncesc era să mă prefac că muncesc. E o muncă în sine. Este o muncă a dracu de grea, mă, să te prefaci că muncești. Că trebuie să fii constant acolo, bă, ce să mai fac ca să mă mai prefac că muncesc? Trebuie să mai dau cu pumnul în birou. Trebuie să par tot timpul, de asta tot din Seinfeld, de la George Constanța. Trebuie să par tot timpul supărat. Uh-huh. Dacă e supărat, uh-huh, muncești. Înseamnă că ești implicat. Exact, asta e, trebuie să par tot timpul supărat. Chestia interesantă e că asta se întâmplă la niște case de lux, spun ei. Deci, bă, întâmplător știu casele astea de lux și știu cartierul respectiv, adică de lux. La un moment dat am fost sedus să-mi iau casă în suburbie, cum ar veni. Da. Că asta e ideea. După care, dându-mi seama că m-am dus la o vizionare și am stat o oră și un sfert pe drum și mi-am dat seama că nu vreau să mă mut din centru, nici să mă tai. Spuneți-mi că-s hipster, spuneți-mi că-s ipocrit, spuneți-mi cum vreți voi. Puteam să-mi iau la banii la care mi-am luat casa unde stau acum. Dă-ți o casă frumoasă pe butelie în Pipera. Luam casă cu minim 12 butelii în Pipera. Luam ceva la 200-300 de metri. Vorbesc foarte serios. 200-300 de metri, 30-40 de butelii. Nu, 200-300 de metri cub de gaz. Asta e, nu suprafață, vorbeam de altceva. Da, mă, dar nu, serios. Dă mai jos un pic. Sunt curios la cea adâncime, adică crezi că să pad mult? Că cred că n-ai chef să sapi foarte mult. Adică cred că l-au băgat maxim un metru, 2 metri. Nu, mă, că e pământul înghețat. Vrei să mergem afară să... Păi da, dar l-am îngropat acum mai mult timp. Gen pe vară. Da. Am înțeles. Păi asta e, buteria o îngrop vara, știi cum e, că ții aer condiționat iarna. Buteria se îngroapă vara. Mai departe, să vedem. Bună seara, salutare, nu știu ce. A, vorbim și cu voi, bulion, să trăiască 800 bulion. 800 de șobolani într-o casă din Germania locuită de o femeie. Colecționarea patologică de animale și neputința autorităților de a controla fenomenul. Deci o femeie din Germania, dă mai jos, a căzut în boala, se numește tezaurizării, că așa e, asta e termenul oficial. Tezaurizezi, deci devine un tezaur. E cloșca cu pui de aur la femeia asta în casă. Cloșca cu șobolanii de aur. Da, și... Este practic testoasele ninja cu șobolanii de aur. Una din problemele cu tezaurizarea animalelor este că colecționând foarte mulți în mod obsesiv, calitatea vieții animalelor scade semnificativ. Adică șobolanii ăștia... Adică trăiesc ca șobolanii. Trăiau mai prost ca șobolanii. Deci, cât de prost ai... Cât bă, de... care... Nu, deci stai un pic. Până a face statement-uri de-astea mari, trebuie să vedem care sunt indicii de calitatea vieții de șobolan. Deci cum este definită viața de șobolan? Care este viața standardă șobolan? Când se scande sub standarde? Când se crește poate peste standard? Poate era prea curat și de-aia era problema. De-aia a scăzut standardul. Că ăștia în Germania spală străzile cu șampon. Da, șobolanii, e clar că trăiau, deci șobolanii trăiau prost cu femeia asta, n-avea grijă de ei. Mm. Și autoritățile i-au luat șobolanii și i-au pus în plasament. Deci, acum e un col la cariola cu șobolani. Da. Dă mai jos. Deci cum a venit protecția șobolanului și asta? Acești șobolani sunt crescuți în condiții improprii? Da, sunt pe Facebook, Osnabrück sau deci de unde... Le-a furnizat rozătoarelor medicamente și le-a îndrumat către alte case de plasament sau iubitori de animale din întreaga țară. Tu ai adoptat un șobolan? Băi, eu cred că se întâmplă alt fenomen. Eu știu pe cineva care ar adopta, sigur, tocmai a intrat în cameră, dar... Eu cred că se face un schimb... Eu cred că asta cu șobolanii este invers proporțională cu adopția de copii din țări sărace. Deci copiii din România sunt adoptați de serile vestice, șobolanii sunt dați în plasament prin ferentari, prin, știi? Unde mediul natural al șobolanului, dar se înțelege greșită. Bă, ce, nu-mi place să fac shaming de ăsta indirect.
Dar șobolanii trebuie trimis undeva unde să se simtă șobolani, să trăiască cât mai șobolani. Da, pe da, in the big cities, adică mi se pare unde e aglomerație mare și mult gunoi și tu ca șobolan unde ți-ar plăcea să trăiești? Mirică șobolan. În primăverii. Șobolan de primăverii. Da. Ce faci tu ca șobolan în primăverii? Descrie-le o zi din viața ta de șobolan. Aș mânca numai brânză brie sau guda sau alte nume din astea, chestii pe care nu mi le permit. Ai roade rovere. Aș roade. Hai să rod niște rovere. Ai dat la Rochefort acum. Eu am avut, am trăit vreo două zile cu un șobolan în casă. Și n-a fost o experiență. Nu v-ați înțeles. Nu ne-am nu înțeles, mă, înțeles. Deloc, nu. V-ați dat meci pe Grindr? Dar nu e deloc o experiență plăcută și ca să colecționezi șobolani, mi se pare că trebuie să se întâmple ceva cu tine. Dar pe ce criterii colecționezi? Că uite, cel mai aproape om de ideea de colecționat și colecționarul Happy Fish-ului este Baboiaș. Ce colecționează? Mașinuțe. Mașinuțe. Care colecționează Hot Wheels. Și Baboiaș am văzut că are niște standarde, are niște principii după care îl colecționează. Baboiaș Jumping. Cum ar fi să-l găsească pe Baboiaș când n-are grijă de mașinuțele Hot Wheels? Și să vină protecția mașinuțelor. Le-a rupt roțile și a jucat cu ele pe afară, în țărână. Așa și vin să le pună în plasament. Și să-ți dea mașinuțele în plasament, Baboiaș. Să vină protecția mașinuțelor să zică, Baboiaș, ai un comportament abuziv față de mașinuțe. Îl raportează un copil din vecini. L-am văzut, se juca cu mașinuțele. A turnat apă fiartă pe mașinuțe. Deci, sună la protecția mașinuțelor. Sună la protecția. Tu tocmai ai făcut o aluzie la Cătălin Talent. Da, am făcut o aluzie, da. Referință. Și apropo de tezaurizare, mai jos dă-i un pic. Sau mai sus. Nu știu. Nu mai știu unde era bă, textul. Bă, dar adică ea a colecționat șobolanii cum se fac, adică i-a scos din cutie. Înseamnă că și-a pierdut valoarea. Mi se pare că colecționarea asta de animale are un echilibru în sensul în care au mai găsit pe alții povesti, cred că mai jos e în articol, spuneau despre alții din Germania, una care colecționa 215 canari sau 57 de pisici. Adică sunt animale care se mănâncă unele pe altele. Altul șerpi, care se leagă cu șobolanii. Protecția animalelor a făcut publice datele recent 59 de cazuri de dependență de colectare a animalelor, cu peste 3600 de animale afectate, Ioana. Numărul cazurilor neraportate ar putea fi însă mult mai mare, Ioana. Bă, dar salvat toți câinii de pe stradă, te rog eu din suflet. Asta cu câinii o înțeleg, dar mi se pare, adică unde tragi linia între salvarea animalelor și eu sunt animal și friendly și chestii? Lor. Nu, adică faci asta cu toate animalele, că la un moment dat niște animale devin pest, șobolanii, gândaci, chestii, lilieci, costă, lilieci bravo. Porumbei, băi și porumbei. Sunt jegoși as fuck. Porumbei, da. Da, am luat sifilis de la un porumbel. De la porumbel, right. De la porumbel. De unde era porumbelul? Din satul mare? Hai să nu... Igen. Da. A trebuit să iei sifilis repede, că o aștepta bărbatul acasă. Sifilis pe fond nervos. Am făcut un sifilis pe fond nervos. Ok. Păi nu, asta era vorba, da, lui, știu, vorba lui Bărbosu era asta, nu? Asta cu... Descrindu-l pe Dragoș. A făcut SIDA pe fond nervos. S-a somatizat stresul. Așa. Da, fiți atent, dacă te duci, ești într-o seară în oraș, agăți pe cineva și ajungi acasă, adică cumva, ce ai preferat? Ce se pare mai sănătos? Să ajungi la o tipă care are 215 canari sau 57 de pisici? Sau sifilis. Ce preferi, să ajungi la una cu 215 canari sau sifilis? Sau să mori 6 luni? Aș merge pe canari, sincer. Da, și eu aș merge pe canari. Mai dai o parte, știi ce zic? Adică, la tine e clar ce ai ales. Okay, nu bași două pasta cu sifilis. Bă, măcar am liniște. Măcar dorm. A rămas și însărcinată pe colacul de veceu? De două ori. Dar porumbei, asta cu porumbei are un aspect foarte competitiv. Că porumbei, voi știți de cursele de porumbei? Da, mă. Da, unchiul meu postează în fiecare zi poze cu trofee de la cursele de porumbei. Își duce porumbei în Polonia și... Și vin singuri. Da, man. Mi se pare fantastic. Dar de când s-a oprit centrul pământului din a se învârti?
Așa. Și a pornit iar, că asta s-a întâmplat recent. Da. Stai că vreau să vă am simțit și eu. Da, da, da. Și porumbei trimit departe. Așa. Și vine înapoi. Așa. Care legătura? De ce? Electromagnetic. Cum se ghidează porumbeie? Cum se ghidează? După centrul pământului. Da. Exact, nu știu, după câmpuri electromagnetice, nu? Păi da, că după stele nu cred că se ghidează, că nu poate să ridice capul. Ați văzut voi vreodată porumbei să uite în sus? Știi cum se ghidează porumbelul? Bă, asta e, nu. Eu nu da? Cred că... Ce? Nu se uită în sus? Crezi că privesc cerul? Porumbei? Ah, ce frumos, ce viață frumoasă. Nu sunt, nu? Nu porumbei. Cred. Păi nu, dar la porumbei e foarte celebră. E foarte celebru citatul cu privește pământul. Și cacă-te pe el. Da, 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 da. Apropo de asta cu privitul în sus, există un test foarte simplu să afli cât de hipnotizabil ești. Ah. Testul este să te uiți în sus așa, adică să te uiți în sus doar cu ochii, fără să ridici capul și să-i închizi. Și aia care sunt mai hipnotizabili, în momentul în care închid ochii, îl văd pe Iisus. Va fi o fluturare. Va exista o fluturare, adică nu, a ochilor. Nu poate să închidă fără acea fluturare. Și aia sunt mai... Ia. Yeah. Nu ești. Nu merge cu hipnoza la mine. Nu. A mai venit de sărbători ăștia cu hipnoza. A venit, primiți cu hipnoza. Primiți cu hipnoza. Primiți cu hipnoza. Deja. A venit cu hipnoza. Când ajung la 5, vei fi transformat în porumbel. 3, 2, 1. Puh, mamă, ce mă cac pe mine. Te-ai cacat pe parbrizul unei mașini. Asta e făcut. Da. Din nefericirea mea. Apropo, dacă, care e cel mai dubios loc unde s-a întâmplat această... Actul de fecării? Da. La granița dintre România și Bulgaria. Adică, băi, eu când mă cac geostrategic. Ai făcut-o în zona aia care e nimănui? Da, mă. Deci, literalmente m-am căcat în no man's land. În no man's land. Săraci, chiar sunt unii care... Că no man's land, vă știți de unde vine, nu no man's land. No man's land era porțiunea dintre tranșee în primul război mondial. Deci erau zonele contestate, pentru că primul război mondial se bloca între tranșee și era zona contestată între două armate, între liniile de tranșee. E ca, era no man's land. Exact, e ca perineul la un double penetration. Mamă! Adică șnițelul. Adică șnițelul. Sau șnițelul. Ca să intrăm și în astea mai serioase, având în vedere că a venit și mama ca să vadă această emisiune. Nu e față, dar am și dat numai. Nu suntem oameni ăștia, doamnă. Este The Adele, se numește. Am citit acum pe net mema asta. În momentul în care se introduce un deget în anus și în același timp în vaginul corespondent. Nu știu, de ce am început cu anusul. Eu l-am început. Mai întâi îți face călzirea. Se face un fel de ciupire între cele două și se numește Hello from the other side. Se numește The Adele. E fix scena din Interstellar când se uită la fiza prin bibliotecă. Ce mizerie. Jesus. În fine, scuze. Bine. Deci asta eu nu înțeleg, apropo de asta, de migrația și de întorsul porumbeilor și al păsărilor călătoare. Mă uitam, am fost acum câteva zile, eram în Cisnădie. Nu-s mândru de asta. Da, eram în Cisnădie. Deci stai un pic. E foarte interesant cum a ajuns în Cisnădie. Deci a ajuns în Cisnădie plecând din București prin Amsterdam. Da, am avut escala la Amsterdam. Deci a avut, deci el a plecat din București. A mers Cisnădie via Amsterdam. Exact, București-Cisnădie așa via Amsterdam. Așa a avut conexiunile la autobuz. Asta a fost săptămâna mea trecută. Brașov, Timișoara, Arad, Amsterdam, Cisnădie. S-a dus în jos. Și... Eram în Cisnădie și fumam o țigară pe geamul... Nu în Amsterdam fumai o țigară, în Cisnădie. Nu, în Cisnădie fumam o țigară, legal. Legal. Nu tocmai legal, că eram în undeva unde n-ar fi trebuit să fumez. În hotel. Exact. Și fumam în hotel. Toată lumea fumează în hotel. Toată lumea fumează. Primul lucru pe care îl fac când mă duc în hotel sunt... Nu. Labă. Nu. Da. Intru. E vorba, nu e nimic pe lumea asta la fel.
Păi la camera de hotel. Trebuie să te simți, trebuie să simți că ți aparține cumva spațiu, că spațiu. Da, exact, trebuie să domini, trebuie să exact. Da, asta e maniera. Te stai aclimatizezi la ăsta face parte, ăsta e primul pas în procesul de aclimatizare cu noua cameră. Spurcare. E procesul de spurcare. Este omul sfințește locul. Este o manieră. Este o manieră evoluată a masculului aparținând speciei umane de dominare teritorială și delimitare a teritoriului. La Bala Asta Hotel? Nu, e mai mult disperare la mine. La tine știu. Da, e compulsie, da, de autosatisfacere. Ok. Zic în dreptul lui Mirica, eu nu n-aș avea să știu. Da, nici eu n-aș avea. În dreptul lui Mirica aș putea spune în ceea ce privește la bacă. Iar o să zici ceva homosexual, te simt, no, te simt că iar o să-l abordezi. E un băiat frumos. Este. Da, ce vreau să înseamnă zic? Că vreau să-l caști tine. Dar nici eu nu vreau. Nu vrei, dar... Nu vrei, da? Dar tot. Atunci eu ce mai caut la podcastul ăsta? Uitați-i până că vorbim mai încolo acasă și o să zic exact ce cauți la podcastul ăsta, Sergiu. Trebuie okay. Foarte mult să nu mai faci o scenă de față cu toată lumea, mai ales în live. Ok, așa Sergiu. Faci mereu. Știu că așa fac mereu, ăsta e motivul pentru care mă place atât de mult. Ce știi, Tudor? Nu mai știu. Hai să dăm următorul subiect. Hei, ce Timeline of UFOs. Hopa, stai. Ne-a pus să plătim. Ne puneți să plătim New York Times. Nu plătim, nu plătim live. Nu plătesc la New York Times. Dă-i un refresh. Poate merge. Caută așa. Mai dă-i un refresh. Dă-i un refresh și un print screen. Da. Și folosim print screen. Bă, cât de românească a fost. Până caută, bă, băieș. Ce trebuie să caute? Zici ce spune articolul, că nu dau bani la New York Times. Băi, în cazul care nu aș citit știrile, au fost diverse evenimente pe cerul Canadei și Americii care s-au rezolvat prin doborârea unor obiecte neidentificate. Primul s-a confirmat a fi un balon de spionaj chinezesc și după aia au fost mai multe. Cum ai cu un balon de spionaj? Balon din ăsta de petrecere? Balon cu aer cald? Ce fel de balon? Arată foarte basic așa, adică nu o să vezi, arată ca un cearceaf desumflat. Arată ca o chestie făcută de Fred și Barney, ești nebun, deci fără caterincă, deci e un balon, e o pânză nenorocită, pe bune. Zici că e monstru din nou. Acum teoriile referitoare, da, zici că e monstru din nou. Dar nu, varianta ieftină. Da, uite, ăsta e. Asta e. Deci uite-te și tu. Ăsta e extraterestru. Uite ce au doborât. Oricum, cu ce dobor asta? Că cu praștia. Cu mătura. Câți bani cheltuie ca să dobori chestia asta? Cu capsiera, cu țeavă cu gorniță. Acum asta cu balonul de spionaj, o dată poate să facă poze de sus. Și al doilea scop pe care îl poate avea este să testeze timpul de răspuns al avioanelor de interceptare. Să dea ping la avioane? Să dea ping la avioane. Adică să vadă în cazul în care se lasă cu război pe bune mondial din nou. Cât timp au bombardierele chinezești să lanseze înainte să fie interceptate? Dacă intrăm în război mondial, ceea ce mi se pare doar o chestiune de timp. Nu, sper să nu, Doamne ferește. Doamne ferește. Cu cine ne dăm? Cu cine ții? Cu cine ții? Cu cine ții Mirica? Să... Bă, nu știu ce să zic. Cu estul sau cu vestul? Nu pot să zic cu dreptatea. Eu zic că rușii până la pauză și după americanii. Clasic. Da. Ca la fotbal. Cine câștigă? Și ca la al doilea război. Nu, că am mai făcut noi. Rușii, acum mergem rușii americani. 23 august 1945. Cată, bă, băiaș, că suntem epitomia verticalității. Dar eu zic că politică externă. Deci a fost dat jos balonul, după care au apărut mai multe fenomene nedescrise ca balon, ci ca obiecte neidentificate. Mi s-a părut foarte caterincă că felul în care era judecat gradul de amenințare era pe principiu niște obiecte cât o mașină mică. Adică să nu ne îngrijorăm prea tare despre extraterestri ăștia, pentru că erau ca într-o mașină mică și până la urmă câte persoane puteau să fie pe mașina aia? Adică maxim 5, 7 dacă se țineau în brațe. Bă, deci OZN-ul ăla, dacă era cât o mașină mică, maxim la un accident în lanț putea să facă când s-a îmbătat ăla de... sau fata aia de... era drogată și s-a îmbătat și s-a drogat la romană, dar a luat mașinile alea, 37 de mașini sau câte alea le-a luat și le-a rașchetat așa un pic. Da.
Bă, având în vedere că eu mi-am găsit mașina lovită ultima dată la mine pe stradă, parcată în fața curții, și dacă îl găsesc pe nenorocitul ăla, deși știu exact cine e, dar vreau să și dovedesc că el e, cine? Că știu, știu cine e. Cine e? Zic cu nume și prenume, exact. Nu-ți fie rușine. Nu e, nu e, că zic, e pilot. E de? pilotul de avion. E pilotul de balon. Nu pilotul de balon, e pilotul ăla. Pilotul mi-a lovit mașina. Mă, cum dracu poți să mergi, mă, pe curse internaționale cu atâta amar de suflete și să ai grijă de viața lor? Răspunsul e bet. Cum să mai primești tu aplauzele alea? Și te aplaudă aia când aterizează și tu vii și sparchezi mașina și mi-o bușești pe a mea. Că pilotul mi-a făcut. Aia știu sigur. Doar că n-am pus eu mâna pe înregistrările alea de la bancă de peste drum. Că dacă pun mâna pe înregistrările de la bancă de la peste drum... Uite, ce pușcărie de valor. Am văzut, apropo de înregistrări... Nici măcar de la colorarul e, uite, de știu. Am văzut recent, iertați-mă că vă întrerup, apropo de asta cu spionajul, pe grupul de Palladium Residence, ăsta de aici, dinspre autostradă, postase cineva, nu știu cât de pe bune e sau nu, dar postase ca un update la o postare anterioară pe care nu știu, dar ideea este așa că, bă, uite... Știi că am mult din povestea asta. Da. Deja credibilitatea se erodează treptat așa. Sincer, nu știu dacă era Palladium Residence. Nu, era așa, zi mai departe. În sfârșit ai ajuns la nivelul LCN. Exact, da, cu legitimitatea informației livrate. Zi mai departe. Gata, bă, ai interes. Și a postat fata asta că, bă, uite, în sfârșit am aflat cine ne-a spart apartamentul săptămâna trecută. Cum am aflat chestia asta? Pentru că un vecin și-a parcat mașina în fața... Ați văzut? Lasă. Știți? Da. Da. Nu, doar nu, că știm. Dar și aia care se uită la emisiune Funny Hardcore, că cât, fii sincer să fim, cât n-ai fost, tu am avut trafic un pic mai mic. Mai mult mai mic. Dar în fine, o să fac un Nadal așa, după ce iau un pumn. Banii tot aia, așa. Am povestit fix povestea asta, adică. Da, ok, bun. Aia care s-au căcat în casă. Da, man. Da. Aia, da. Actul de fecări. Da, ownership, adică. Exact. Au vrut să le aparțină casa. Da, și mi se pare, adică cred că e o chestie, nu știu dacă cât de malițios au făcut-o ei sau poate doar le-a venit atunci de la emoții, adrenalină, chestii. Deci au vrut să le aparțină casa efectuând actul de fecări în casa respectivă? Da, ca animalele. Păi atunci McDonald's-ul de la Romana e al meu de mult. Ce? Ca show. Îl dețin în 2003. Și granița dintre România și Bulgaria e a ta. Dacă se declară legea maimuțelor, o să deții o grămadă de aseturi peste tot. Ești nebun. Păi pieptul lui gagica mea. Jumătate țară, oricum. Bobatiu vietnamez de la colț, tot al meu e. Cărtureștiul de la Patria, cred că Cărtureștiul. Este că ai dus cărți din Cărturești și nu le-ai cumpărat, după aia le-ai dus la Budă și nu le-ai cumpărat? Băi, dacă zic... Dacă n-avea hârtie, ce să faci? Nu, dacă zic ce carte am dus... Ce, ai dus carte de la Cărturești la Budă? Da, am luat o carte și m-am dus cu ea la Budă și am lăsat-o acolo și nici n-am cumpărat. Sandra Brown. I wish. Era bine Sandra Brown. Stai că trebuie să-mi aduc autobiografia lui Sting. Da. Mi se pare o lectură de WC-ul foarte bună. I'm an Englishman in New York. Sau când consumi alcool, pentru că na, practic beau de Sting, știi? I'm an alien. I'm an Englishman in New York. Sunt de acord. Da, mă, deci îți trebuie un balon de spionaj pe stradă. Ca să vezi cine, ca să-l prind pe pilot. Sunt un balon de spionaj. Și tot în ordinea psicopata ideilor care se desfășoară aici, ai observat că regizorul de la Ben și Zăvinii Sherin arată ca un Sting care a băut foarte mult toată viața? Ia scrie baboia și acolo, Ben și Zăvinii Sherin director. Matthew McDonoghue sau cum îl cheamă. Da, știi mai mult ca mine, dar... Ben și așa, director. Ah, este un fel de follow-up la In Bruges. Deci este Sting care a băut. Da, mă. Legit, de la Images. Sting cu alcoolism cronic. Fără cateringă, fix așa. Deci el e. Roxanne! Seamănă. El e, da. Aduce foarte mult. Păi s-ar putea să fie Evil Twin. Geniu, boss. S-ar putea geniu. Să fie American Man in London. Geniu! Ai văzut până la urmă? Stai un pic, că se discută cu sora mea, care se discută. Care nu voia să uite la Ben și Zovinișene. Te-ai uitat până la urmă? Nu? Hai că n-am ce vorbi. Hai să dăm mai departe. L-am dus pe Baboiaș la Ben și Zovinii Sherin. Așa. Să facă Baboiaș. E scriitorul de la Three Billboards Outside Ebbing. E pianistul de acolo. Da, e în Bruges, Seven Psychopaths. Baboiaș, fă review scurt, în maxim
82 de cuvinte la Ben și Zovici. Și vezi că le numărăm. O să vă lase fără cuvinte dacă vorbiți limbajul semnelor. Mamă. S-a dus adânc. Dar da, acum a și pregătit, că prea... Deja n-am, da? Dacă vorbesc limbajul semnelor, înseamnă că n-am cuvinte. O să vă lase fără cuvinte. Eu o să vă lase cu mine. Mamă, știu că-i vers de la Cazii Ploaie, să vorbesc cu prietenii mei porumbei, limbajul semnelor. Da, învăț araba, o uit. Da, unde-i ținut? Ai deținutul. Deci asta este... Ok. Asta este un deținut, nu o oaie, nu un deținut într-o oaie, un deținut poreclit păian genu, a vrut să evadeze dintr-un penitenciar de maximă securitate din Bolivia, deghizat într-o oaie. Da. Ok. Și Baboiaș și gluma lui Baboiaș. Vă dați seama câți ciobani l-au babardit până la prinsă. Asta a fost gluma lui Baboiaș. L-a încitat pe Baboiaș. Băi, dar o oaie e cea mai bună deghizare, adică gardian, adică a sărit peste multe etape de deghizări. Și cum a făcut rost de chestia asta în pușcărie, în primul rând? În pușcărie aia, mă, dacă cea mai bună variantă lui a fost să deghizeze o oaie. Că trebuie să ai o cultură a costumatului. Eu vreau să văd... Oaie. Vreau să văd cum arată Halloween-ul în pușcăria din Bolivia. În ce se deghizează ea? Vreau să mă deghizez în om liber. Puteți să mă eliberați, da? Un pic. Da, sunt sigur că încerc. Paianjenu... Asta e funny, că Paianjenu s-a deghizat în oaie. Emil Gârleanu. Ce se întâmplă aici? Sunt fabule. Sună pildă. Da. Că poate să-și facă din pânză un Paianjen, poate să... Cândva pe un drum de seară, dar era gen... ca să poată să iasă afară, un paianjen cu picioare a zis, mă voi deghiza în ce oare? Să fie oaie, să fie mia? Canea. Hai să dăm mai jos. Băi, dar el, am putea să facem fabula lui paianjenului care s-a deghizat. O ucidere, 15 ani pentru ucidere. Așa. Mai jos. La, deci maxim, mi se pare numele Caterinca de la penitenciar de mai sus. Gicu nu găsește rimă. Se numește penitenciarul Cioncocoro. Cioncocoro. E ceva ce am căutat pe Pornhub. Cioncocoro. Da, hai să lăsăm. Da. Cioncocoro amateur. Barely exact. Legal Cioncocoro. Da, Barely Legal Cioncocoro, dacă cauți Cioncocoro stepmom. Aoleu, mom boy not real Cioncocoro. Voi în ce v-ați deghiza? Hai să întrebăm și hai să relaționăm. Da, domnule. Dacă ar fi să mă deghizez așa în Batman. Tu ce te-ai deghizat, Gicule? Bă, evident, uitându-te la mine, nu poți să mă deghizez în antilopă. Nu prea. În șarpe, nu poți să mă deghizez. Poți să fii un șarpe care a mâncat un capibara sau ceva? Un șarpe care a mâncat un capibara. Și capibara iese din gură. A rămas fața lui capibara. Învoiașez atric. Care au gura... Sunt aia care au gura pe cap, știi? Da. S-a așezat. Dar uite cum arată, mă, săracul, cât a transpirat. Băi, chiar uite, lăsați uite în comentarii. Ce transpirat e în poza aia, săracul. Eu cred întrebarea lui Tudor de la Happy Fish la LCN Live. Întrebare care a spus, în ce v-ați deghiza ca să ieșiți din, ca să scăpați din pușcărie? Daniel Micloș râde. Mie mi se pare puțin supraevaluat, e bun, dar nu e capodoperă, zice Daniel Micloș. A, de probabil... avem un mic delay, prin urmare așteptăm răspunsurile voastre pe adresa redacției la întrebarea lui Tudor. Oare în ce v-ați deghiza dacă ar fi prima voastră eu opțiune? Cred că, care ar fi aia? Eu cred că în cămilă sau dromader. Nu, dromader. Dar trebuie mai multe persoane. Aia trebuie să fie. Asta e, da, și trebuie să mai găsesc un cocoșat. Cocoașa 1, cocoașa 2, capul. Deci trebuie să ai tot. Buzele, da. Eu cu Nathan Ticu am fost cal la Diverti și eu eram curu. Ai fost calorii. Curu? Am fost curu. Da, dacă ai fost curu, înseamnă că cal două sezoane la Pro TV. Înseamnă că ai fost și pula. Ceea ce respect. Asta e corect. Seară bună, scormonași.
Salutare. Zice micologie urbană. Oh, salut Ruben, te salut. A, știi exact da, despre da, da, micologie? Okay. E un băiat care crește ciuperci în Timișoara. Foarte bun. Okay. Vorbește la microfon, babuiaș, dacă îi dăm shout lui micologie. Știam, nu știam despre ce e vorba, da, da, e... Și ce fel de ciuperci produce? Șampinioane, pleurotus, nu, nu, adică la modul el este pasionat de a crește ciuperci. E Marta Moni mă cunoaște atât de bine, să rămână Marta, m-aș dezghiza în vulpe fenec. Doamne, cât de tare este vulpea fenec. Doamne, cât da, de mult e hype, place. E hype vulpea fenec. Îmi place vulpea fenec foarte mult. Dar știi de ce are urechile alea mari așa? Că iarăși am informații zoologice. Ca să-și le pune negri pe pulă. Inside-ul... Pe zoologie aproximativă sunt foarte bun. Ce-ai zis? Nimic. Ai zis am lupă de montat urechiușe. Vorbim și de montatul de urechiușe. Băi, problema este că... din nou, discuțiile... O să iau o torsătură foarte dark. Foarte dark și foarte ciudată, dar... Având în vedere că discuțiile dintre podcasteri sunt cel puțin la fel de interesante, ba chiar mult mai interesante da. Decât ați crede, a venit un preten al nostru... Nu zic cine, ca să nu-i compromis cariera forever. Nu zic cine, da, că și... el a fost deja deghizat în animal. Oarecare. Mm. Nu știu, domnule, nu știm. X. Așa. Zi... Ce vrei să zic despre mizeria asta sau vrei să zic despre vulpea? Hai că zic de vulpea fenec. Zi de vulpea fenec. Are urechile mari pentru răcire, că locuiește în deșert. Și se ventilează prin urechi vulpea aia. Asta a fost explicat. Asta a fost tot. Acum hai să zic de cealaltă. Dar tu mizerie. Știi sigur? Nu. Știu sigur. A fost secțiunea speculații zoologice cu Tudor? Nu, am zis. Cred că am căutat această informație la un moment dat. Și ce are vulpea fenec urechile așa de mari? Și după aia m-a dormit, că era târziu. De ce are vulpea fenec urechile atât de mari, bunico? Ca să pot să mai risesc mai bine. Exact. Acum revenim la ceea ce fac aluzie băieții. În sistemul penitenciarilor din România, a început bine, exista un mod de mutilare genitală care presupunea grefarea. Am folosit termeni foarte strincifici până acum. Da, da, da. Grefarea vorbești în termeni de specialitate. Grefarea pare că tu... urechilor de șoarece pe penis. Pe organul sexual masculin. Adică se făceau niște crestături pe penis, se furau urechile de la șoarece. Adică erau o grămadă de șoareci care nu mai auzeau atât. Da, și care erau, da, erau rușinați când se vedeau cu alți șoareci, că erau la modul, oh, fuck, sunt hidos, nu te uita la mine. Și se realiza tot în termeni... Să continui explicația științifică. Tot în termeni științifici, și se realiza tot în termeni științifici, cariciu clăpăug. Cariciu clăpăug în urma vascularizării... Tot științifică, dacă am început pe filmul ăsta... Na. Cariciu clăpăug care, în urma vascularizării, bineînțeles, iminente, datorită grefării în proximitatea corpilor cavernoși, care sunt parte constituentă a organului sexual masculin. Eu cream că am doar pulă, dar aparent e mai mult de atât. Revin. Și acum gluma este, crede-mă, Mirică, că ce-i tu acolo numai pulă, nu e? Mă duc să prim șoarecele. Vai, dar ce discuții bune cu mame în public. Este ok. Bă, se întâmplă. Nu noi am inventat urechile pe penis. Băi, eu am aflat penis, de chestia asta când eram mic, literalmente în adolescență, și mi s-a părut tot în penie, până când nenorocirea a făcut să și văd așa ceva, adică literalmente. Ai văzut cu ochii tăi? Am văzut cu ochii mei, da. Fuck! Ai atins? Ai pus mâna? Eu aș fi pus mâna. No Băi, homo, aș fi pus mâna. N-am pus mâna. Pornirile în zona ambiguității sexuale au venit mult mai târziu în viața mea decât în adolescență. Atunci știam clar ce. Da, nu cunoscusem încă și nu mă gândeam că aș putea fi atras în halul ăsta de alt bărbat. Dar. Nu, am văzut literalmente, da. Un domn recidivist care între două contracte... între două facultăți? Între două facultăți... a ținut să ne împărtășească acest detaliu și a zis, dacă nu mă credeți, vă arăt. Cine a arătat? Fuck. Arată mult mai oribil, dar și mult mai interesant în același timp decât te-ai putea gândi. Exact, adică cu cât nu-ți vine să te uiți, cu atât te uiți mai mult cumva. Normal că te uiți. Normal, n-ai cum. N-ai cum să nu te uiți. Ești mult mai civilizat dacă ești în podcast și te duci la baie și nu te speli pe mâini ca să revii mai repede în podcast? Da. Pentru voi, oameni buni.
Eu fac o chestie, că nici eu n-am chef să, de multe ori mi-e lene să mă spăl pe mâini, dar mă duc la baie și dacă știu că m-a văzut cineva la baie, mă duc și când ies de la baie mă prefac că mă usuc pe mâini, dar eu nu m-am spălat. Nebunul, nu te-ai spălat, dai drumul doar la apă? Nu, nici măcar, doar când ies din baie mă prefac că mă usuc pe mâini. Băi, eu am dat drumul doar la apă. Deci efectiv, n-am vrut să mă spăl pe mâini și am dat drumul. Hear me out. Părere total nepopulară. Am intrat în secțiunea asta, e drumul către igienă. Hei. Șmecheria este când te duci la baie. Strict igienic, pragmatic. Șmecheria nu e să te speli înainte. Ba da. Nu, și. Nu după, adică după de ce? Din respect pentru mine? Doar dacă te-ai căcat pe mâine. Respectă-te, știu. Adică e singurul motiv real. Sau la granița dintre România și Bulgaria. Carlin spunea că nu se spală pe mâini după niciodată, doar când se cacă pe mâini și în preajma sărbătorilor. Așa e și a George Carlin. Păi da, adică igienic vorbind, adică cred că penisul e mult mai curat decât mâinile. În schimb, într-adevăr, depinde. Eu sincer, eu deschid ușcu. Vorbește în dreptul tău, eu deschid ușcu pula. Dacă mai fac asta. Deci așa ai ajuns tu la ai umor. Acum am explicat tu și ai câștigat ăla de, cum îi zice, stand-up revolution. Stand-up. Să-ți dea Dumnezeu sănătate că ești frumos și talentat. Îmi place de tine, te păstrez. Deci, acum, ca niște părinți tradiționali români, și cine a mai concurat? Da, Liviu cât a luat? Hai să dăm mai departe. Acum o chestie de apartenență locală care o să lovească poate pe unii dintre privitori. 80 de localități nu mai îndeplinesc criteriile pentru a se numi municipii sau orașe. S-ar putea să stați la sate, fraierilor. Țăranilor. Dă mai jos un pic. În primul rând, țăranilor din Mioveni. S-a pus această poză cu Brașovul. Este asta poză, zic, e o poză groaznică cu Brașovul. Deci Brașovul nu arată în halul ăla. Arată așa, dar nu în halul ăla. Și asta contrastul. Păi asta e strada aia principală care merge spre Piața Sfatului. Mai sus acolo e Piața Sfatului unde e deschiderea aia pe stânga. Deci asta e centrul Brașovului. Și arată, zici că casele renovate din filmele cu Dracula, de acolo stă Igor, acolo e omul pernă. Piesă bună. Deci zici că sunt semi-renovate casele din filmele cu Dracula, așa arată. Dar de fapt nu e vorba despre Brașov în mod direct, e vorba despre Predeal. Ok. Că Predealul nu o duce bine. În cazul în care nu știați, Predealul nu merge ok. De ce nu merge ok? Deci are toate datele să meargă ok Predealul. I-am creat toate condițiile. Oarecum. Toate condițiile. I-am făcut outlet Puma. I-am luat calculator. Ăla-i Bușteniu. Ăla-i Bușteniu cu outlet Bușteniu, Puma. Vezi? Nu. Predealul e o janghină. Predealul nu merge bine din mai multe motive. Odată este la fel de departe ca de București, ca Brașovul. Deci nu mai e mult de la Predeal până la Brașov. Așadar, în perioadele de trafic nasol faci 5 ore. În perspectiva prețurilor e asemănător cu Poiana Brașov, dar Poiana Brașov era poziționat pentru șmecherie și cumva a picat între scaune. Adică ai Sinaia care merge bine, că e cel mai aproape și e oraș, cu locuitori, cu primar, urși, cu castel, cu niște chestii pe acolo, nu știu, vreau să zic șmecherie, dar aia înseamnă altceva. Primarul Sinaia chiar s-a ocupat. După aia e Bușteniu care e poziționat pe zona economii și oamenii cu mai puțin bani în buzunar ajung acolo. Azuga acolo, bă, măcar a generat o bere pe care o știm cu toții. Exact. Nu știu exact care-i treaba, de ce merge, dar merge. Merge. Adică nici nu arată mai bine, nici mai rău e Azuga. Adică cam asta e cu Azuga. Da. La Bușteni Outlet Puma, de unde am cumpărat hanoracul ăsta cu 80 de lei. Da, outletul la Puma de la Azuga, din mall-ul de la Azuga. Deci, ăsta ai luat, pe cuvântul meu, cu tine eram. Da? L-am luat. Adevărat. 80 de lei direct. Atunci când și lui Baboia și-am luat tricou cu Ferrari, cu Red Bull, Racing. În spatele bolului deci, până la urmă te-ai îmbrăcat în animal, adică nu poți să te deghizezi în antilopă, dar ți-ai luat pumă pe tine. Frumos. S-a certat Gicu cu paznicii din spatele molului Azuga. Aia care păzeau WC-ul pentru angajați. Nu era, păzeau WC-ul. Era WC-ul, acel WC. Era WC-ul. Nu era WC-ul pentru angajați. Era WC-ul. Da. Asta înseamnă că e responsabilitatea. Dacă era WC-ul, înseamnă că trebuie oameni
cu responsabilitate acolo, oameni care, care se dedică meseriei lor. Și care se spală pe mâini înainte și după. Evident. Ce-au intrat la ai dat bani la WC-ul? N-am dat bani la WC-ul, am arătat bun. A, nu poți să te, nu poți să te duci să, să-ți faci nevoie dacă nu, dacă nu cumperi ceva? Eram într-o stare de urgență maximă, dezastru iminent, urma să urc, că e la ultimul etaj outlet-ul Puma, urma să urc la outlet-ul Puma și am zis, mă duc înainte la baie și după aia fac achiziții și mă întorc și asta. Și am spus la ea, bă, vezi că mă duc la magazinul Puma, lasă-mă acum să mă duc, că e belea. E pericol, te rog eu, nu fi, s-a rățuit la mine, m-a rățuit la el, s-a rățuit la mine, m-a rățuit la el. S-a mai rățuit odată la mine, a zis că dacă mă mai rățuiesc, m-a ținut Ioana, că voiam să mă rățuiesc. Lasă-l, 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 Ioana. Lasă-l, Gicu. M-a cum era să te bați? Gojira se bate cu paznicul de la mall la Bușteni, în spatele coșurilor de gunoi. Problema este că și de când după starea în care eram atunci, puteam să zic că l-am bătut de mancă ca pe tine. Deci exact așa. Așa, hai să vedem. Vășcău, Băile, Govora, Borsec, Solca, Bereș, Făurei. Stai un pic, nu, trebuie stai anunțat. Un pic, stai un pic, că am anunțat... impresia că mă înjur. Dacă, dacă îmi zici că Bereș, Bereș, Solca, nu știu ce înseamnă asta. Mi se pare, mi se pare că m-ai insultat un pic. Băiatule, Bereș, Solca. Era, era Mirica într-un podcast, berea Solca. Dragomirește Azuga. Zici. Alea care încep cu băile. Alea care încep când cu ai Dragomirit Azuga ultima dată? Când ai Dragomirit Azuga? Mai Dragomirit. Oh, la nuntă. Da. Doar la botezuri așa, de ocazii speciale. Cam de da, ziua mea. Dar trebuie citite localitățile un picuț. Băi, trebuie citite localitățile un picuț cu diferența aferentă unor localități cu potențial de municipiu care n-au mai ajuns municipiu. Nu trebuie să le înșire așa. Trebuie citite ca numerele de la Loto. Bă, eu cred, că trebuie, eu cred că trebuie redenumite o parte din ele, că au și o problemă de branding. Alte orașe de cu mai puțin. Aninoasa sună boală grea, să mor eu. Ce-a făcut? A făcut Aninoasa, frate. Deci Aninoasa și-a dat Aninoasa peste el. A făcut Aninoasa. Aninoasa cronică. Umblă cocoșa, dar e Aninoasa. Deci, pe bune, și alea cu băile. Alea cu băile nu mai merg. Deci nu mai merge aia cu băile. Trebuie... Bechet. Trebuie... Bă, eu știu Bechet doar uite legat... cum sună. Piscinele Herculane. Altceva. Fântânile Felix. Fântânile Felix. Altceva. Fântânile Felix, piscinele Herculane. Da. Yep. Bă, cred că avem ceva aici. Mi se pare că putem să, putem să facem un, un proiect. Abut sună a cuvântul ăla de Dex, care înseamnă pismă, răutate, știi? Da, da. Abrut, simt abrut față de tine. Te-ai abrudinat. Cavnic, așa. La fel. Borsec, Borsec nu înțeleg, că Borsec apa aia chiar e cea mai șmecheră. Cel puțin pe apă minerală sunt cei mai tari, nu? I guess. Ognaș, Sibiului. Da. Cam multe ocne, mă, mâncați așa, ocnele mari. Ognaș, mulți ognași. Sibiului. Da. Miercurea Sibiului, Băile Olănești. Uite și aici ar trebui să fie bazinele Olănești. Nici nu dușurile. Dușurile Olănești. Așa. Deci cam asta e, lista completă e acolo. Putem să dăm click, hai să dăm și click să vedem. Dar care sunt criteriile? Adică sunt curios pentru că la noi... Eu... Numărul de locuitori în primul rând. Și care, adică, trebuie să fie... Populație rezidentă, uite aia acolo, populație rezidentă, acolo e județul și după aia lângă sunt populațiile. Și dacă populația nu mai are un numărul necesar, nu mai devine municipiu. Da, mai da mă gândesc că adică, căzănești, trebuie puternic. Să ai și un fel de infrastructură. Ce anume? Gen canalizare sau o chestie în asta care să te, să te ridice de la sat la, la oraș. Trebuie să fie anumite criterii, nu cred că doar populația... E, e criteriul. Așa că... zic aia în articol, că populația ar fi unul dintre criteriile care definesc ce e. Ia dă mai jos un pic. Basarabia da. Pământ, happy și happy fish, happy fish, Basarabia pământ, Basarabia dă cu mână. Zice Basarabia dă cu și a pus de-aia rugăciune. Dă... A pus rugăciune? A pus rugăciune și dă așa, stai că zic ce-ați, Basarabia dă cu rugăciune... Și palme așa, dă cu rugăciune și cred că e budism. Să roagă, sunt budiști în Basarabia mulți? De, arată așa mâinile? Probabil. Că, bun, salutăm pe această cale da, Dalai Lama. Budiștii din Basarabia. Dalai Lama. Ia de mai jos. Dalai Lama. Dalai Lama. Uite, mai sus ce... ce... Uite. Aia asta din e, 4907. Berbeș Bucecea.
O mai... Putea fi salvate dacă suficient de mulți oameni își fac buletina acolo și ar fi din locuitori dispuși să ia pe adresa lor. A, da, gen mutație. Bă, mai există o chestiune de natură administrativ-teritorială urbanistică, pe care am mai adus-o în discuție, în repetate rânduri în acest podcast. Și văd că ați făcut abstracție total de ea. Îl voi expune și pe Mirica la această idee a mea, expune-mă, care o să se pară total revoluționară. Fii atent. Mai ții minte, pentru creșterea hype-ului orășenesc. Așa. Este planul meu de creșterea hype-ului orășenesc. Mai ții minte că pe vremuri erau orașe înfrățite cu? Da. Era Caracal și Caracas. Era o niște dărea disproporționare în România. Era gen Băicoi înfrățit cu... Cu Las Vegas. Da, cu Amsterdam și... Utestical. Da, erau niște de-astea. Orșova cu New York. Nu știu, de-astea. Mi se pare gen Tecuci cu Dijon. See what you did. Da. Pe de altă parte, m-am gândit dacă tot există această relație de prietenie, să înțelegem ceva din hip-hop și din trap și să mergem să creștem hype-ul și pe dissing și să fie oraș învrăjbit cu. A, adevărat. Să fie că adevărat. Pe dis, că eu cele mai multe view-uri le-am făcut la Happy Fish. Pe scandal? Pe scandal, pe dis. Adev? Și am zis, de ce să nu meargă treaba asta și să aplicăm acest raționament și pe... înfrățire, învrăjbire între orașe. Da. Că nu, dacă anunță mâine Ian cu Astecac să împacă, facem live, că eu îmi doresc să împace, că îmi place de ei. Dar să uită la fel de multă lume? Nu se uită, că la pace nu vrea să uită lume. Lumea să uită să vadă sânge. Adevărat. Și atunci de ce nu facem noi, bă, ca să creștem hype-ul orașelor, să le învrăjbim? Blaj, îl învrăjbim cu Amsterdam. Lupeni, îl învrăjbim cu Parisul. Carei, cu Barcelona. Urăște. Exact. Care urăște spaniolii, așa se scrie, da, la exact. Intrare. Muinești, urăște Praga. Adevărat. Corect. Și în același timp și în Praga se scrie că muie Moinești. Da, exact. Ia, de unde ești tu? Muieschi Moinești. De unde ești tu, din România? Carei. Din care ești? E acolo? E acolo? Este Carei. Vezi că... Uite, municipiul Carei. Vezi că nu mai ești orășean. Nu sunt Carei. Nu mai municipiu, mă. Îl face din municipiu oraș. Păi da, mă, uite, sunt 19.000. Pe seama că dacă ești municipiu, adică municipiul este sub oraș, ca satul? Municipiul e peste, mă. Da, asta. Okay. A, deci îi dă downgrade. Sat, comună, oraș, municipiu... Reședință... Și municipiul reședință de județ. Așa, hai să-i dăm... Capitală. Okay. Mai departe, da. Sau... Ne blocăm în aceste... Municipiul București, cam asta e. Municipiul București, asta am văzut tot. Cu cine, da, cu cine ai învrăjbit București? Acum o știre nasoală. Peste 170 de pacienți ar fi primit dispozitive cardiace de la persoane decedate. Detalii din ancheta procurorilor vizând medici din Iași și Brașov. Bă, de fiecare dată când e o știre de asta, cu abuzuri făcute în sistemul medical, o să vă rugăm frumos, dacă vreți să vorbiți mai ușor. Așa. Nu că e mama, e ok. Așa. Mult mai bine. Peste 170 de pacienți ar fi primit dispozitive cardiace de la persoane decedate. De fiecare dată când e o știre de asta cu doctori, cu cât citești știrea, devine mai nasol. La știrea asta, ce e mai nasol este că ăla care a fost Samsar, Samsar de stenturi, da, de la, știi, de la cu daună, care la mașini, știi? Le face, le refurbișează și le instalează pe altcineva, a câștigat de mai jos în urma acestei combinații 90.000 de euro cu care și-a făcut o casă într-o zonă protejată. Deci cumva, cu cât te duci mai departe, cu atât e mai nasol. Cum era aia de la Cluj sau de unde era, doctorița aia care a cerut șpagă de la o persoană cu cancer de două ori pentru că femeia a făcut cancer, i-a revenit cancerul și a mai cerut toată șpagă. Aoleu, da. Da, fucked up. N-ai voie să faci asta cu aia, decât la Alzheimer. Nu, la cancer. În fine. Asta e nivelul. Cum ai reușit, mă, să faci cea mai bună și cea mai proastă? Era același timp. Și pot să mai fac o dată pentru oamenii mei. Da. Care pentru oamenii mei cu Alzheimer. Pentru tine, mama e pentru tine. Ia de mai jos.
Băi, bă, da, acum stau să mă gândesc. Hirmea, părere total nepopulară. Da. Și întrebare, de natură morală, mai mult. Dacă există practica asta a donatului de organe, adică prelevatul de organe de la persoane decedate pentru a putea fi folosite în scopul prezervării sau îmbunătățirii vieții unor pacienți în directă nevoie de organele respective. Așa. Care e diferența dacă folosim organe artificiale? Sau, adică, care ar depinde fi diferența? Depinde cât de bine merg. Ca la mașini. Kilometri, ce-a făcut cu ea? Cam asta e, adică... Deci problema este că au fost utilizate, că-s la mâna a doua? Problema e că nu cred că există un cadru de ăsta în care aparatele sau da, mă, eu înțeleg. Implanturile medicale artificiale, cineva spune dacă sunt conforme sau neconforme. Pe lângă faptul că sunt customizate total pe fiecare pacient în parte, adică nu e one size fits all. Mm-hmm. Ca la... Deci oamenii au cârpit... Cumva au găsit o cârpeală. Da, eu judecam acum aspectul moral. Adică dacă se ajunge la o standardizare a organelor interne la un moment dat, faptul că o persoană decedează și are mecanisme adjuvante prezervării vieții care pot fi folosite la alt pacient, nu-i păcat de Dumnezeu să nu-l folosești? Bă, în contextul României, da. Ba, da. Adică în contextul României doar, să zic de ce. În țările în care sistemul medical și ca taxe, colectare, asigurări, însemnând și felul în care se gestionează banii de asigurări și așa mai departe, ba, acolo ar trebui să fie totul nou. În America, unde trebuie să plătești, da, sau Elveția, unde trebuie să plătești 120 de mii pe an asigurare ca să dispui de chestiile astea, ar trebui să fie nou. Partea bună în dreptul sistemului medical românesc e că e gratis. Dar, în ceea ce privește materialele folosite și ceea ce se achiziționează, ăștia n-au bani de tifoane și de betadină. Băi, să știi că nu mai e așa. Nu mai e chiar așa. La un moment dat, cumva, într-un fel sau altul, treptat, fără să ne dăm seama, dar asta pot să zic direct, în mod direct, că e o discuție pe care am avut-o cu maică-mea zilele trecute. Care... până de ună zi a fost cadru medical activ, în sensul că tocmai ce a ieșit la pensie. Dar știe care e ora exactă și colaborează, oricum o să colaboreze cu instituții spitalicești în continuare. Bun. Cumva, la un moment dat, o mare problemă a fost că elita studenților la medicină din ultimii ani, cel puțin absolvenți după 2010, preferau să migreze în masă, în afară. Corect. Pe deplin îndreptățit. Inclusiv medici care făceau secundariatul. Adică erau pe specializări. Și cumva s-au luat niște măsuri de-astea și directe și indirecte, dai ține în țară, a crescut și plafonul salarizării, a început să fie mai ok. Inclusiv la nivel de dotare. Din perspectiva remunerației resursei umane. Renumerației resursei umane, și dar și, din, că și sub aspect logistic. Și faptul că în România, ca cetățean, cu 15.000 de lei, 20.000 de lei, trăiești mai bine ca în Franța sau în țări vestice, unde timp de între 5 și 10 ani stai pe 3-4 mii de euro, care înseamnă mult mai puțin bani ca putere de cumpărare și nivel de trai ca aici. Însă, problema fundamentală din punctul meu de vedere este că la o populație îmbolnăvită din cauza unui stil de viață nasol cum e în România, e nevoie de resurse fizice, de... cum sunt pacemaker-urile astea sau ce e aici în discuție, da, cum sunt diverse resurse spitalicești și sistemul, prin sistemul de colectare de stat, la fel ca și pensiile, nu are cum să acopere aceste cheltuieli. Pentru că din cât se colectează raportat la economia României, niciodată sistemul medical nu va avea, indiferent cât îi atribui, suficiente resurse financiare să satisfaci chestia care s-a făcut, resursa umană, care într-adevăr salariile au crescut, și să îndeplinești și cerințele de resurse spitalicească. Odată consumabile, resurse strategice, zic, pentru viața omului, cum ar fi pacemaker și alte chestii, sau renovare spitalele și mai departe. Pentru că efectiv nu sunt suficienți plătitori sănătoși de taxe care să susțină sistemul logistic medical. De-aia americanii au mers la ei extrema aia altă, în care trebuie să plătești sume foarte mari pe care nu poți, n-ai asigurare, se pișă pe tine sistemul. Dar
sistemul în sine nu are cum să acopere cheltuielile astea. M-am mai căcat la stomatolog odată, că mi-am adus la stomatolog. Asta vreau să vă zic. Da, puțin sau așa? Bă, am... Pe scaun? Eram, am detartat. Ai făcut un scaun pe scaun? Eu sunt foarte mândru că n-am fost niciodată păcălit de o bășină. Foarte mulți oameni au fost. Bă, este o... Vreau să zic că e o mare realizare în viață. Este. Niciodată nu m-a păcălit. Dar nu e... Ți-ai trecut în CV asta? Asta e genul primul de rând, pe care o pe primul rând. Te duci la interviu și zici: eu sunt genul de om care n-a fost niciodată păcălit de o bășină. Asta spune ceva despre caracterul unui om. Domnule, sunteți ca și angajat. Deși mi se pare că ești supracalificat pentru poziția asta. Domnule, nouă ne trebuie aici în compania noastră. Deci vă zic, aici la noi la Oracle care trebuie să fie păcăliți de bășini. Adică avem nevoie de oameni care să poată să fie păcăliți de bășini. Acum explică. Nu m-am bășit niciodată și să iasă materie solidă. Gen cu pulpă. Cu pulpă. Da, bășină cu pulpă, practic, da. Da. Nu mi s-a întâmplat. Domnule, nu știam că avem atât de multe lucruri Eu când mă bășesc băcurat. Asta e. Da. Uite, încă un lucru pe care l-avem în comun. Da. Amarul din sufletul meu acum este că, deși ne știm de atâta vreme, dar abia acum am aflat asta. Ai văzut? Și asta te face să ai mai multă încredere sau mai puțină? Mult mai multă încredere. Bucuria din sufletul meu este că am găsit încă un cârlig emoțional care ne leagă pe noi. Ai văzut? Asta e foarte important. Prietenia noastră va dura. Cu siguranță. Ce aș vrea să fiu și eu în barca voastră. Vei fi Sergiu. Și nu mă deranjează treaba asta, ci mai mult mă deranjează gândul meu prostesc pe care l-am avut. Bă, ce bășină caldă. Și vreo câteva minute am trăit. Aici există o dispută între mine și Gicu, și anume că în zilele mai friguroase de iarnă. Da. Întrebarea este dacă bășina sub plapumă izolată bine te încălzește sau nu. În termeni științifici, dacă flatulația degajă căldură. Nu dacă degajă căldură, cât flatulația poate fi utilizată și ca agent termic. Eu cred că da. Influența directă a flatulației asupra confortului termic din încăpere. Eu cred că da. Logicul. Eu cred că da. Pentru că dacă există centrale eoliene. Da. Stații eoliene care să producă energie din mișcarea aerului. Da. Poate să existe asta și la... Flatulația ce înseamnă? Mișcarea involuntară a aerului, da, cu degajare de metan. Uneori voluntară. Pentru stârnitul zâmbetelor companionilor. Îmi place aia îmi place pistolul. Și băi, și mie îmi place pistolul. Îți place pistolul? Păi de cele mai amuzante lucruri pe care... Pistolul eu l-am învățat de la un prieten, Mădălin. Și eram, eram chiar la Sfântul Gheorghe în Delta și el făcea adesea pistolul. Da. Te bășești și când drepți pistolul și iese pistolul. Era pe stradă și în fața noastră mergea un bețiv și Bătrân a făcut pistolul și ăla, frate, s-a împiedicat și a căzut, frate. Deci aia mi s-a părut cea mai amuzantă chestie, o să duc cu mine în mormânt. Bă, o să zic acum înspre dezaprobul absolut al doamnei Dana Budeanu. Așa, de ce anume? Eu am genul de relație cu maica mea, tu știi, în care eu îi fac pistolul maica mea și maica mea râde. Deci instantaneu. Dar eu am trecut la nivelul următor, câteodată când simți că vine în rafale, faci mitraliera. Rambo 2 direct. Bă, n-am făcut mitraliera. Apropo de doamna Dana Budeanu, au chemat-o recent în la Antena 3 să vorbească despre războiul din Ucraina. Mi se pare normal. Bă, da. Dacă noi am vorbit despre războiul din Ucraina și Dana Budeanu, hai să nu fim ipocriți. Dacă noi aici și la lege ne-am vorbit despre... Adevărat. Despre războiul din Ucraina, poți să vorbească și Dana. Mie mi-e frică de doamna Dana Budeanu. Dar și mie mi-e frică de doamna Dana Budeanu. Dana Budeanu. Vă simțiți intimidați? Doamna. Și are genul ăla de înrăire în care vorbești cu buzele... Fără dinți. Care acoperă dinții, știi? Foarte bulldog, așa. Șopârlic, așa, știi? Ia. Adică dacă i-ar ieși în timp ce zice lucrurile alea împrăjbite, ar ieși o limbă de șopârlă care ar curăța un pic peste ochi,
Nu m-ar mira, știi? Absolut zici? Deloc. Zici că Lorin Furtună și Jeff Bezos au făcut un copil la băutură. Da, Jeff Bezos și Lorin Furtună? Da. Mamă. Mamă, deci un vulturian cu un reptilian. Da. Aș vrea totuși să văd... Dar pe unde umblă dânsa, ca să știu să nu merg pe acolo după această emisiune? Băi... Și să mă feresc. Băi, în contextul în care eu, care mă duc prin toate pârnăile de locuri posibile, m-am întâlnit cu dumneai, fără ca dumneai să știe, doar de două ori, până acum, nu umblă pe sincer, dacă ar veni să mă și bată... Și eu m-am dus acolo că am fost nevoit de context. Dacă adică... ar veni să mă bată dânsa sau un membru al unui clan mafiot din România... Mai degrabă știi ce să zic ca să nu iau o bătaie în fața unui clan mafiot. Exact. Da. Nu, fără discuții. N-ai cum să o întorci. Nu e, mă. Nu e. Adică pare genul care vine să te bată și ascultă ce ai de zis ca să nu te bată, doar ca da, să tot nu te bată. Tine da, din ce exact, te bată. Exact, exact. Ce prost ai fost. Zice cât de frumos. Relația ta cu măta, cum îi faci pistolul gras. Ia de aici pistolete. Îți fac eu, nu pistolul. Îți fac bastârca. Cum e bastârca, domn? Aș vrea să văd bătaie între Dana Budeanu și Denis Rifai. Aia mi se pare luptă adevărată de bulldogi. În fine, fanteziile mele. Ce brainfart, da. Adică nu e brainfart, sunt acum vizualizam. E o imagine bună. Nu, stai un pic, stai să lămurim niște chestii. Domnule, Dana Budeanu. Întrebarea care se pune este următoare. Hai, da. Mă rog, aici... Bă, nu, hai să fim băieți cinstiți. Aici punctul de intrare, ca să zic așa, e... Na, adică... E mult mai jos decât admiți că ești. Bă, nu pot, am iubită. Si, bă, Miri, că te mai prosti, mă. Ce umbli tu cu tâmpene acum, cu am iubită? N-aș vrea să vorbesc despre doamna Dana Budeanu și despre... Iubită. Iubită superbă. Da. Scandal și proteste la o școală din... Bă, mă bucur că mi-ați răspuns. Ba, bă, așa. Scandal și proteste la o școală din Bacău, unde un elev de clasa a doua a fost sărbătorit cu șampanie și lăutari în timpul orelor. Bă, asta mi se pare e din a treia... aveam la liceu trecut, am zis o păstrăm și pentru Mirica. Bă, dar tu îți dai seama ce mi se pare și mie și mai dubios e ca asta să fi fost doleanța copilului să... Mitică, să zicem mitică, folosim. Da, hai să... Da, băi, de ce mitică. Nu? Mi se pare bun. Dați-ar Dumnezeu sănătate, face copilul nostru 9 ani. Păi ce să-i dăm noi lui Mitică exact ce-și dorește el mai mult și mai mult pe această lume? Mitică, ia zi ce-ți dorești. Lăutar și șampanie, că ți-ai tău la școală. Deci tu îți dai seama dacă asta a fost doleanța lui Mitică, să vină cântăreață de muzică populară care să-i toarnă șampanie. Dar nu cred că a vrut, adică cred că mai degrabă a fost taică-sul sau maică-sa, bă, ce ne place nouă când e ziua noastră? Lăutari și șampanie. Hai mă să-i facem și lor amicul. Mi se pare, îți dai seama că adică, au făcut-o, n-au făcut-o pentru copil, au făcut-o pentru ei, chestia asta. Că adică, dacă faci chestia asta pentru copil, o faci morții mei acasă. Nu faci la școală unde te vede toată lumea. Adică a fost un fel de power move, o etalare de coaie. Ia uite ce facem noi pentru clar, copilul nostru. Clar. Avem lăutare, avem... Și se pare ciudat că... Stai să jos. Vedem poza, dă mai jos. Că Mitica arată, adică e îmblăcat săracul. Deci eu luam lăutar, șampanie, toate alea. Tortul e foarte urât. Dar în continuare l-au îmbrăcat ca un ospătar de la un club de pe litoral din anii 90. Adică, ia mă niște... Nu se vede, dar dacă mai continua poza, avea un prosop pe mână. E îmbrăc, săracul, nea, e copil, nu mai la școala de ospătari. Nu și alege Mitică cum se îmbrate. Dar l-au îmbrăcat ca ospătar de club mediterane din anii de pe vremea Ceaușescu. Dar uite, dar el e albastru, l-au asortat cu tortul, cu baloanele și cu Bluey, care și cu paloarea din obrajii doamnei. Personajul, baronul ăla de acolo, personajul din spate, e un din cel mai bun serial de animație pentru copii posibil, care e pe TV acum, cred că e pe Disney, se numește Bluey. E o familie de căței care cresc căței, că sunt căței și au copii căței normal. Deci, sunt căței care se cresc între ei? Căței care deci se... poate și așa, Ioana, așa. Căței crescuți, da, căței, nu sunt antropomorfizați. Bravo, în sensul în care căței își cresc puii
prin joacă și prin, adică e foarte corect din punct de vedere parenting. Ok, prin interacțiune, adică, prin ascultare. Adică elementul, adică dacă asta ai ciudat, auzit, tată? Că într-o familie în care primează, vreau să mă crești cum își cresc câinii ăia, copii. Într-o familie în care primează lăutarii și șmecheria opulența, totuși copilul rezonează la Bluey, că a vrut balon cu Bluey. Păi da, pentru că forma lui de escapism este să vadă parenting într-un desen, ce nu vede acasă, vezi în desen. Da. Eu de ce crezi că mă uitam la filme cu karate când eram mic? Mă uitam la tot ce nu puteam să fac. Auzi, da, și ce mi se pare mai trist? E că chiar dacă au căutat, dacă tot chem lăutar, da, în clasă, da? Bă, lași pe copiii să se ridică ce în picioare, să facă o horă. Eu am pus să stea jos, uite, aia stau jos și Mitică e în picioare. Ce i-a cântat lui Mitică? Mitică la nunta ta? Așa. Nu mai bea, băiatule? Ospătar, băiatul, un pahar. Probabil ca să fie... Hei, ospătar! Am făcut doar 9 ani. 9 ani, ceva. Dar n-ai voie. Îți dă mai jos, să mai vedem. Deci nu știu nici ce să fac, s-a mărit gimnaziu. Și-a pierdut slujba directorul școlii, în baza chestii astea. Așa. Și unii părinți... A pierdut slujba de duminică. Părinții s-au sesizat și au zis că în condițiile în care mulți părinți de școală publică românească din județul Bacău nu-și permit nici pachetul copiilor să-l facă cum trebuie. E un gest de opulență și de... Opulență și bun gust. Da, power move, exact cum e. Dick power move. Da, da. Small dick move, da. Adică mi se pare că poți să faci și o chestie. Adică puteai să faci doar cu tort și baloane și chestii și mănâncă copiii o felie de tort sau chestii, dar când o duci la șampanie... Small dick energy. Deci zici că lăutarii au trecut linia sau șampanie? Cred că șampania mai degrabă. Mi se pare mai ok să bagi lăutarii într-o școală decât alcool. La șampanie de copii poți să le dai, că-s copii. Dar lăutar de copii? Lăutar de copii e o idee foarte bună. Bă, lăutar de copii e o idee foarte bună. Sandu Ciorbiță. Având în vedere că Sandu Ciorbică. Florin Sălămior. Vali Taifun. Sancă Ploicică. Vali Auzul. Sancă Ploicică. Sancă Ploicică. Mană. Sancă Ploicică. Ceaturică. Deder. Romeo Mediocru. Romeo, cei patru fantastici. Romeo bunicel. Romeo, ok. Deci asta e ultima știre pe care o avem. Noi se pune șampania. Normal că părinții altor copii n-au fost încântați. Normal, că le-a făcut n-are lăutari. Păi da, le-a făcut concurență neloială. Adică vine copilul tău acasă și știi ce fac alți părinți? Lăutar și șampanie, pula mea. Voi ce faceți? Asta și răspunsul a fost: eu am avut lăutari. Asta m-am întrebat eu. Eu n-am avut lăutari. Eu nu o să am nici la 40 de ani acum. Nu, n-ai face o schemă din asta cu lăutari? Bă, da, arată foarte mult zahăr acolo. Zahăr este cuvântul. Zahăr este cuvântul. Și acum că am terminat știrile și așa. În același timp, ea, doamna de aici din poză, este oare mamă, este oare dirigintă? Că orice ar fi, n-are nicio scuză să fie. Nu, doamna de aici cu șampanie. Ia, am înțeles, deci e lăutărea asta. Da, e îmbrăcat așa. Da? Da, are ilicola pe dumneavoastră. E îmbrăcat în lăutar, nu am primit mesajul de la Daniel Micloș. Foarte important și ar trebui să-i sărim în ajutor toți fanii Happy Fish care sunt acum. Am nevoie de un combatant să mă ajute. Sunt asaltat energetic în tren spre Severin. Oh my god. Florin, atacă-l înapoi. Sună un prieten să se urce la Orșova în tren și combatați energetic împreună. Băi, singurul prieten pe care l-am din Orșova este Nane, pe care să fiu al dracu dacă-l mai chem după ce mi-a făcut în live-ul ăla cu trapări. Te-a atacat energetic? Mamă, ai închis niște uși. Nu, e frate. Le deschide cu pula. O pui în ușă? Ce ușă închide Nane energetic, deschide Mirica cu pula la Happy Fish. Mamă, e greu. Nu, e mă, greu. Ce, Nane e frate, trebuie să-i dea Dumnezeu sănătate. Dar ce, pe mine m-a atacat energetic? Păi el l-a atacat energetic. Adevărat. Și acum, asta s-a întâmplat la ultimul live. Acum. Așa.
Dacă ați deschis live-urile mai târziu. Acum au, nu știu, întrebări, subiecte, ceva, vor să vor ceva, să vorbim ceva. Dar oare noi putem să punem gen comentariile aici? Bă, teoretic da. Micologie urbană zice că se știe că basarabenii... Ce idee a avut, Mirica? Ce a făcut, mă? Ce idee a avut? Să punem comentariile în live, în live. Să facem... Da, mă, nu mă mai pune să citesc la live. Uite, mă văd în live, nu am păr, în continuare. Bineînțeles că nu ai păr. De când live-ul contribuie la hiperpilozitatea capilară? Deci că am băgat un cap chel în nisip, așa arată. Cosmin sunt luat. Bineînțeles, lumea îl place mult mai mult pe Baboiaș, mi se pare normal. Welcome to Fish Friend. Ce bine. Cătălin Andreescu, să trăiești. Baboiaș, așa că ca o mențiune, asta e emisiunea publică, s-a mai tras încă una pentru membri, tot astăzi înainte de asta o veți găsi la membri. Circ, panoramă și alte panorame și circuri față de circul și panorama care a fost în asta, mai este aia care s-a tras înainte, care e cu circ și panorama, pe lângă circul și panorama pe care am avut-o acum. Și târfe și blackjack. Următorul LCN care o să fie tot cu Mirco, o să fie alt circ și altă panoramă, dar nu că ăsta, adică nu repetăm circul și panoramă, repetăm doar conceptul, deci circ și panoramă ca idee. Deci avem ce părere ai despre trupa Him? Cine intră cu întreabăm? Pe cine? Mara Cojocaru. Mara pe tine, Gojira, ce părere ai de trupa Him? Când a apărut trupa Him, nu mi-a plăcut absolut deloc, vorbesc foarte serios, deci nu mi-a plăcut absolut deloc, pentru că era curentul ăla de love, metal, așa, eu aveam în cap numai New York Hardcore și de la Urban Discipline să treci la Join me in death. Dar e un fel de Nine Inch Nails efeminat și cumva mai popizat, adică este, seamănă? Este un... Nu. Vine dintr-o cu tot o altă zonă ei de influență. Sunt finlandezi. Iuho Avola sau cum dracul cheamă pe ăla. Finlandezi. Finlandezi. Știu de câteva chestii finlandezi. Dar nu e, mă, nu, Vili Valo, nu așa îl cheamă. Vili Valo îl cheamă? Da, pe vocal. Ce? Vili Valo? Ah, da. Da, așa Vili e, Valo, așa, așa. Nu mai vorbi prostim. Iar vorbești prostim. Avola, cred că e schior sau... E Vili Valo. Băi, și nu mi-a plăcut până când au scos cover-ul după cea mai tare piesă de dragoste care a fost scrisă vreodată pe acest pământ. Talisman? Nu chiar atât de tare. Nu singur, atât de singur, nu. Cea mai tare piesă de dragoste scrisă vreodată pe planeta Pământ, dragoste despre dragoste, sunt două. E Nick Cave's Ship Song, ăla după The Good Son din 90, 89-90, nu știu de când dracu albumul, și paradoxal tot în perioada aia, domnul Chris Isaac, Wicked Game. Și când am auzit cover-ul ăla după Wicked Game, am zis, bă, ia stai. Un fel de Nine Inch Nails. Nu e, mă, Nine Inch Nails, mă, termină. Vine... Vine dintr-o cu tot o altă zonă de metal, Him, că toate chestiile astea care ajung la public și devin mainstream sunt cumva un context care colcăie de zeci de ani de zile și culminează mi la un moment dat printr-o trupă de asta. Apropo de, vorbeam de entitlement-ul publicului și așa, Mirica, cum îi suporți pe aia doi? De asta e, știi ce e paradoxal? Cumva, adică îți suminează ție, adică e clar fanul tău care se regăsește în ce faci tu, și se întreabă de ce ești aici, dar în același timp cred că se întreabă și pe el de ce se uită la produs. Adică e foarte ciudată, știi, da, întrebarea. E ușor hipnotizabil. E ușor hipnotizabil? Da. Exact. Da. Te salut, Ciubi din Mizil. Te salut, Stoase. Nu te mai hipnotiza. Nu mai te. Nane, ți-a sub toată... Deci... Hai mă, lăsați-mă, Nane fratele meu și e cum vrea el să fie, după cum și toți ceilalți... Înțelegându-mă foarte bine cu ei, au fost exact cum au vrut să fie. După cum și Ian mie mi-e super simpatic și a rămas, chiar acum două zile am vorbit cu el să mă duc să ascult Slayer 2, că-s curios ce face pe Slayer 2. Scoate album Ian acum. Și a zis când vrea publicica ta vino și... Slayer 2? Slayer 2. Asta e mișto să-ți dai numele album de trupă. Să pui 2. Păi primul album e Slayer. Primul album. Celălalt album e Slayer. Mamă, trebuie să faci tu un album Metallica 1. Stai seama cum ar fi să scop piesa B.U.G. Mafia. Mamă, exact. Am terminat. Deci m-a terminat. Mă termină tata. Regine da. Gojira, Ciubi. E tot Ciubi ăla sau e alt Ciubi? Nu știu. Nu. O Regine Gojira.
Regele Gojira, ce zici? Asta mi se pare Caterin că întrebare. Ce zici? Ce zici, mugicu? Bă, în contextul în care v-am zis în adolescență, mi se spunea prințul de pe gârla veche. A evoluat. Mi se pare normal. A ajuns drege. Prințul așa... Stose, tu și Charles. Zice, te salut, Mirica, sunt în toți. Să poarte prezervativ dacă e în toți. Așa, zic, da. Bă, ai și tu grijă. Ai și tu grijă dacă ești în toți. Adică asta a zis, te salut din Mirica. Și zice, Stose, ești în te el? Te salut din Mirica. Salut. Numai eu vă salut din Mirica. În contextul paradigmei. În contextul... Am zis asta, s-a zis asta, probabil, îți dai seama că... Tot fi zis. Mă rog, avem niște light motive verbale care au intrat în folclorul internaut. Este ok. Când generezi folclor asta pe internet... E din, da, asta e din chestiile aia care ziceai tu că trebuie să da, le controlezi. Da, am eu niște automatisme de care trebuie să scap. Când faci... Păi, când ca faci... să ținem treaba scurtă și dulce, eu zic că asta e, nu? Boșii mei, boșii mei principali, mulțumim pentru susținere. Vă întrebăm acum în live, la modul cel mai serios. Ar trebui să facem live mai des. Da, vom face. Cum sunteți? Cum vă descurcați cu live-urile? Pe ziua de joi ar merge mai bine. O să mutăm noi niște chestii. Vineri nu e o zi bună nici pentru propagarea chestii astea. Stai mă, că trebuie să poate vine... și ăsta cu spectacole. Păi el a zis joi. Tu ai zis mă joi? Da. Da. Bă, dar vreau să o facem așa. Fiți așa. Atenți. Hear me out. Hear me out, Mirica. Ia. Hear me out. Vreau să fie live-ul pe care îl ștergem după aia. Bă, nu, termină cu asta. Nu e bine asta. E antinet. Nu, păi de ce? Tu, măi. Păi de ce nu? Nu e trage mai înregistrată pentru members. Asta e live normal, de public, vine public, se strânge lumea, vin da, oamenii. Face în rubrici gen revista Bravo, adolescenții întreabă, doctorii răspund. Vin oameni să ne înjură pe noi pentru deciziile lui Mirica, chestii de astea, că știi ce zic? Exact. Clasic, frumos! Gojirov, te-ai în gură, ce cauți Mirica acolo? Mi se pare senzațional asta. Tu-ți morții, mătii, Gojiro, ce cauți Mirica? Nu mai vin cu muștele, păi ai mai văzut muște? Nu mai, sunt gata. Nu mai avem muște. Oameni buni, dacă noi tot mâncăm căcat aici și chestii și dacă toți suntem live, mi se pare drăguț că eu sunt un om care am impresia că aș putea să dau sfaturi, dar nu sunt omul care să mă țin de sfaturile mele, știi? Normal. Eu sunt acest Karl Marx. Ula mea, pot să pun un diagnostic foarte bun asupra problemelor societății, doar că nu pot să le implementez la mine. Dar dacă aveți probleme, scrieți în comentarii și le rezolvăm. O să facem live-ul viitor. Nu e combinație să nu lăsați live-ul, de acord. Nu, bine nu mă, lăsați, da, lăsăm, da, gata, gata. Îl liniștesc eu pe Gicu. Da, nu mai, gata. Bulioane, stai liniștit, ce drag. Mulțumim că ești membru, Bulioane. Ca să vedeți cât de... vreau să fac o paranteză, apropo cât de mult ne place să copiem și chestii. Știți că există serile de jocuri de aparate pe care nu le promovez, care se numesc Million. Așa. Și în Bacău este un bootleg, după chestia asta, este un sală de jocuri care se numește Bullion. Da, mă, știu de Bullion. Știi de Bullion? Da. Se numește Bullion, man. Te duci și joci la Bullion. Atât. Recomandați festivalul de film, muzică, stand-up vara asta. Recomandăm data viitoare, ca să ne pregătim. Bine, gata, data viitoare. Ce voiam să zic? Rubrica aia ar trebui să se numească Să nu faci ce face Mirica. Da. Fă ce zice Mirica, Nu, să nu face ce fac eu. Deci cu alte cuvinte și chiar insist asupra chestia asta, să nu care cumva să veniți în podcast cu mine și cu Tudor. De ce nu te pot găsi pe Instagram, Gojira? Pentru că Gojira nu este pe Instagram. Gojira este în noi toți. Gata. Bum.